Bine v-am găsit, dragi prieteni, vă spun într-o zi frumoasă de miercuri. Mă bucur că la această oră, ora 16, vă aflați în fața micilor ecrane și aveți toate motivele, pentru că se anunță a fi o ediție cu totul specială, cu invitați tare dragi nouă. Și de această dată voi fi singură. Doru Ciolacu, colegul meu cu care v-ați obișnuit, este în concediu de odihnă, dar nicio problemă, de luni se va întoarce și de altfel luni va fi singur, așa că nu voi fi aici să-l primesc. Da, sunt un pic mai răutăcioasă, dar asta e, glumesc. Intru și eu 2-3 zile în concediu de odihnă. Ei bine, astăzi este miercuri, așa că avem premiu de la salonul Divas, un voucher de masaj și relaxare. Aveți aici și un număr de telefon dacă veți intra în posesia acestui premiu. Veți suna și veți face o programare. Ei bine, tot ceea ce trebuie să faceți, să sunați la 0251 406 195, să ne urmăriți până la final. Atunci va avea loc extragerea și vom afla cine va câștiga acest voucher de la Beauty Salon Divas. Spuneam că este o ediție cu totul și totul specială. În prima parte, pentru că este miercuri, vom vorbi despre campionatul mondial de fotbal, care a debutat pe data de 14 iunie și, așa cum mi-a promis săptămâna trecută, ajutorul meu de nădejde, Cristi Stăncescu, va fi alături de mine și de această dată și nu singur, bineînțeles, a venit cu un invitat, un mare jucător, fost component al Universității Craiova. Vă vom spune la momentul oportun despre cine este vorba. În partea a doua vom vorbi despre cel mai mare festival de rock din Oltenia. Prima ediție va avea loc în Olt, mai exact în Osica. Dar, înainte de a asculta puțină muzică, dați-mi voie să citesc un comunicat care a ajuns în această după-amiază la redacția programei TVR Craiova. Filiala Râmnicu Vâlcea, Uniunii Artiștilor Plastici din România, în colaborare cu fotoclubul Floarea de Colț, Râmnicu Vâlcea, organizează vineri, 6 iulie 2018, începând cu ora 16:30, Vinerea Artelor Vizuale, după cum urmează. Galeria Cozia, Pasaj Toi, ora 16:30, expoziție de fotografie, secvențe, Cristina Bacicu Botez. Galeria Cozia, Pasaj 1, expoziție de pictură, acuarela, Eugen Macinic. Iar la Galeria de Artă Artex expun Lucian Liciu, Nicoleta Liciu, Natasha, Elena, Henry. Expoziția se intitulează Timbre, curator Gheorghe. Filialei Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Acestea fiind spuse, ascultăm muzică și revenim cu invitații.
Prima temă a acestei ediții, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, este campionatul mondial de fotbal. Ei bine, în platoul emisiunii o să-l prezint întâi pe ajutorul meu de nădejde, așa cum l-am menționat la început, Cristi Stăncescu, jurnalist sportiv. Bună ziua, Cristi, bine ai venit! Bună ziua și bun regăsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag și nici astăzi nu ai venit singur. Te las pe tine să-l prezinți pe invitatul nostru, drag. Să știi că are multe titluri, dar până la urmă vreau să spun că este un prieten al meu, un prieten al TVR Craiova, un mare jucător al României. Și pentru prima dată la regiunea în obiectiv, da, în cadrul acestei emisiuni, acestui format. Și în urmă cu 24 de ani era în America. La campionatul mondial din America. Da. Sorin Cârțu. Bună Fără ziua. Nicio prezentare. Sorin Cârțu și atât. Da, bună ziua. Bine ați venit în platoul emisiunii. Cum era acum 24 de ani la campionatul mondial? Eram mai tânăr, cu părul mai negru. Și era și pentru mine ceva inedit. Participam așa la primul campionat mondial într-o calitate ceva așa aproximativ oficială, pentru că făceam parte din staful lărgit al staful tehnic al echipei naționale. Făceam așa, eram într-o calitate de spion. Eu cu Sichitiu. Eram spionii lui Puiu și ne trimitea la meciuri să le vedem și pe urmă să îi caracterizăm echipa respectivă. Băteați America în lung și larg. Da, spun că într-o calitate, pentru că așa am mai participat și la campionatul din 90, dar doar așa a fost acolo cu echipa, a fost ca într-o vacanță, de fapt, care am organizat-o noi cu niște prieteni din Italia și am organizat pentru jucătorii noștri, pentru familiile lor. Și asta spun, a fost ceva inedit, frumos. Era și pentru mine un început în meseria asta de selecționer. Practic aveam vreo jumătate de an mai înainte intrasem în pâine și între 3 și 15 iunie am stat mai mult pe acolo, așa, mi-am luat vreo două bronzuri, mi-am făcut, s-au luat. Tot m-am bronzat, ăsta, ocean frumos. După care, pe 15 seara, așa, m-a pomenit cu puiul, mi-a pus și delegația mi-a pus așa un braf de bilete de avion în mână și bilete de meciuri și a zis, dă-i drumul. Și am văzut deschiderea, Bolivia cu Germania, tot 1-0. Pe urmă de acolo am plecat la Boston să văd Grecia-Argentina. Maradona, celebra faza aceea, sau după, s-a întâmplat când l-au găsit drogat. A ieșit pozitiv. Acolo am plecat la Detroit să văd meciul SUA cu Elveția. Da. Am așteptat echipa națională că au venit la Detroit, au jucat și pe urmă am făcut fuziunea cu ei și am plecat spre Los Angeles. Și iată, acum după 24 de ani sunteți aici și ne bucurăm. Vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră de a fi prezent la TVR Craiova și să vorbim despre campionatul mondial din Rusia această dată. Nu știu dacă ați fi fost, dacă v-ați fi bronzat. La Ruș mai e aia. Depinde în ce zone te mai ești pe acolo. A debutat pe data de 14 iunie, puteți să faceți așa o comparație cu meciul de atunci, era 17. De acolo, din America și de aici. Atunci a început pe 17 iunie, acum s-au grăbit pe 14, da. E un campionat, mi-e place și modul cum este organizat, cum se desfășoară, cum tribune foarte populate și meciuri interesante, cu surprize. Multe surprize. Pentru mine, campionatul deja a început cu o surpriză. Campionatul mondial, că nu a fost calificată Italia. N-a fost Italia la campionatul, nu e la campionatul ăsta mondial. Și atunci eu nici n-am mai avut cu cine să țin. Eu, în general, la toate campionatele mondiale, când
Țineți de la bun început cu cineva? Eu cu Italia, dar... am Italia întotdeauna. Înțeles. Bine, România dacă participă, ok. Dar noi suntem mai... mai cu televizor. I-am obișnuit pe noștri să nu. Așa că tot timpul eu sunt cu Italia. Dar acum, dacă n-a fost Italia, am ales așa, pentru Messi, Argentina și Brazilia. Tot surprins, tot dezamăgit am fost așa cu eliminarea Argentinei. Așa se înscrie într-o linie din asta de surprize. Și eliminarea Argentinei, cum a fost și eliminarea Germaniei, prematură așa din Spania, Portugalia, adică echipe la care... Care erau între preferatele. Da, mă așteptam să chiar dacă erau eliminate, să fie în etape din ăștia superioare, că sunt semifinale, sferturi sau să fie pe în finală, da? Și pentru că ați amintit de sferturi, iată o surpriză. Anglia, aseară, da, a bătut... Hei, Anglia și... nu e... La da, ce... după 12 ani ajunge să spunem la ce campionat da? Au englezii. N-ar trebui să ne mire că își găsesc acolo mulți jucători, un lot de jucători valoroși care să meargă. Ar putea să mai ajungă chiar pe finală, dacă stăm așa și pe ce parte de tablou e. Așa că n-ar trebui să ne mire acest lucru, pentru că sunt echipe puternice și jucători care joacă la echipe foarte puternice. Totuși, aseară s-a întâlnit Anglia cu Italia, pentru că foarte mulți jucători columbieni se regăsesc în campionatul italian. Care? Nu vrea să întoarce. Ce? Bă, da, sunt câțiva care joacă prin Italia. Câțiva. Nu văd... Nu. No. Putea mai mult Columbia aseară? La ceea ce s-a desfășurat partida, zic că faptul că ei și-au propus puțin totuși. Aceea, eu știu, să încerce să meargă în prelungiri, penaltiuri, parcă și-au dorit, eu știu, da. Nici nu le-a permis, eu știu, valoarea față de... Adică puse așa în balanță, e mai fotbalistă Anglia, mai echipa, mai fotbaliști, mai de valoare, așa, chiar dacă sunt tineri, dar sunt la echipe puternice, echipe valoroase, când te gândești că o mare majoritate așa pe la Tottenham, sunt la Manchester United, sunt tari, Manchester City, spune-mi, vorbim de altceva. Da, jucători. Cât a fost scorul la pauză? 1-1? 1-1, da. Da. După 90 de minute a fost 1-1. După 90 de minute? După 90 de minute, da. Și l-a egalat în minutul 90, adică 93. A avut și ceva, a fost ceva șansă la un prim corner. Nu, au fost mai meritoși, așa să spunem, Anglia, dacă băteau, chiar și dacă băteau primele 90 de minute. Dar credeți că portarul a trimis Anglia mai departe? Diferența s-a făcut la... Asta e clar. Fiind penaltiurile ăștia, departajare la penalti, sigur că cine apără mai multe penalti, ăla este autorul. A spus atacant, penaltiul se ratează sau se apără de portar? Dacă ne uităm aseară cum s-au bătut, spui că se cam ratează. Că vezi, a apărat șutul lui Baca și celălalt a tras exact în bară, sub bară, cu șanse. Nu e... Deci sperator să merge de foarte multe ori. E o încărcătură mare de tot atunci și caractere tare și trebuie să ai o anumită știință. Bă, uite și eu, am dat foarte multe goluri. Golurile mele sunt date numai din acțiune. Mai puțin n-am bătut penaltiuri și lovituri libere, pentru că, eu știu, la examenul ăsta care se dădea în echipă, au fost alții care băteau mai bine. Nu știu că bătea Bala sau că bătea Irimescu, eu știu, lovituri sau penaltiuri. Și atunci, mi-am bătut decât atunci când am fost foarte aproape să mă băteam pentru titlul de golgetă. 2 ani la rând și de 2 ori am pierdut titlul de golgetă pe 2 penaltiuri ratate. Da.
cum de reușeați să marcați goluri din unghiuri imposibile, pe care un atacant... Crezi că poți să explici asta? Degeaba l-aș explica. Să știi că am încercat în toată perioada asta a mea de antrenorat cu toți jucătorii care cum să se manifeste în hai să nu spun în treime adversă, să spun așa, în careu de 16 metri. Și nu, dacă nu l-ai, n-ai în sânge anumite, este un har, dacă nu ai anumite exprimări în talentul tău, nu știu, de a da pasa cu exteriorul, de a da pasa, de a devia, de a da cu călcâiul, de, nu știu, a mima că centrezi și tragi în colțul lung, în colțul scurt sau pe contrapie portarului. Astea vin, astea nu sunt antrenabile. Chiar dacă tu le explici, le-am explicat de foarte multe ori ce ar trebui să facă acolo, dar nu. Ei tot, eu știu, să nu greșească, să întorc să dea cu latul sau... A spus ghetele în cui în 90, cred că. 90-91. La electroputere și... După aceea... No, mai devreme, mai devreme. Adică prin 89, așa ceva, da. 28 de ani după ce a spus ghetele în cui, ce jucător credeți că se apropie de profilul lui Sorin Cârțu din fotbalul european, mondial și românesc? E, nu știu, așa, nu m-am, chiar nu am, am puțin în România, eu știu, l-am văzut pe Adrian Ilie și de-aia mi-a plăcut foarte mult de el când când l-am avut și la Electro și pe urmă la lotul de tineret, îl vedeam în stilul meu. Și chiar așa, aveam multe discuții cu el și vreau să spun că era la 40-50 de metri de banca de rezerve, nu? Când dribla și, eu știu, spuneam eu în gândul meu, întoarce-l sau dă-i printre picioare sau driblează-l. Și așa făcea. Așa făcea. Și atunci, sigur, am simțit o legătură așa între mine și el și apropiere în ceea ce însemnau așa calitățile noastre. Și din fotbalul mare... Poate mai puțin mai multă viteză avea. Din fotbalul mare? În mine, așa pe cum să spun, pe... distanță întinsă, mai lungă așa. Ca reacție eram acolo apropiat. Și în fotbalul mare și șifo? Nu. Sunt, era un mijlocaș. Nu. Era chestie de atacant, așa. Nu știu ce să spun. Vedeam pe la Liverpool, McDermott. Era într-un stil apropiat, așa, cu mine. Când vedeam eu meciurile la vremea respectivă cu... Dacă jucați fotbal în zilele noastre, la ce echipă vă vedeați jucând? La valoarea noastră din 88-87 și fotbalul din 2018? E greu acum să le pui în... Noi avem... Eu am frustrările mele. Am spus, întotdeauna am zis că a fost o generație așa care ne-am născut contratimp. Nu că mai devreme sau că mai târziu, știi? Că... Am prins exact perioada cea mai împuțită a țării noastre și a sistemului care era dominant așa, a dominat România. Și că și sistemul ăla comunist sau socialist, sau cum îi spuneau ei, a avut o perioadă în prima lui parte care jucătorii au putut să iese afară, aveau o mai mare libertate de asta de circulație, ori noi când am apărut noi și eram în plenitudine, am fost jucători de 20-21 de ani, 2 de ani, așa, maxim forță și fotbaliști, deja începusem să fim consacrat, atunci erau regulile alea clare, că nimeni n-avea voie să iese afară, se stopaseră total. Numai pe... mecheriile lor, cum sunt și acum tot importanți din astea, oameni importanți care să susțină, cum a fost atunci Steaua sau Dinamo, trebuia să joci la echipele respective ca să poți pleca, ai o speranță. Că așa au mai plecat, spunem, cum a plecat Iordănescu, Greta sau cine, pe urmă ăștia de la Steaua,
Țurcă, Bălănii, Stoica pe aranjamentul lui ăsta, Valentin Ceaușescu, ceilalți în partea aia de la Dinamo, Cami. Deci ăștia erau echipele care puteau să aibă influență să te ajute să susțină să ieși afară. Dar pe tot așa, influența asta, guvernul. Și totuși noastră ați avut biletul de avion pentru o echipă din Italia, în afară. Ați avut posibilitatea să vă transferați înainte de 89? Nu. Nu, n-ați nu, 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 pe, nu, nu. O să trebuie... Singura a fost pe Verie. Pe Verie a fost, cam prin 86, 87, așa. Atunci, de fapt, da, 86, toamna lui 86. Și nu s-a realizat. De-aia m-am și lăsat atunci, pe tot așa, pe o chestie de orgoliu și de spărare. Am zis că, bă, dacă am reușit lucrul ăsta, ok, nu mai... Decât să mai lucrez pentru alții, mai bine lucrez pentru mine. Și atunci m-am făcut antrenor. Îmi cer scuze să vă întrerup puțin. Avem un telespectator, un prieten de-al dumneavoastră din copilărie, care și-a dorit foarte mult să intre în legătură directă cu noi. Să vedem despre cine este vorba, domnule Cărță. Bună ziua! Să rămână dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mitrache Florian mă numesc. Sunt prietenul lui Sorin Cârțu din copilărie. Acest jucător care a fost un jucător emblematic, care a făcut cel mai mult pentru fotbalul Craiova și care n-a trădat niciodată pe Știința Craiova. Cea din 1964, fiindcă Sorin, tati cum îl alint eu, e un om excepțional. Și aș vrea să-i pun o întrebare. În primul rând, ce crede despre campionatul mondial? Cine va ieși campioană mondială? Ajungeam și acolo. Ai luat întrebarea, Roxana. Deci, cine va ieși campioană mondială? Păi de unde să știm, mă, Pompi? Păi știm de... Dacă le-am ști... calificate acum în sferturi, da. Nu știu. Ce surprize au avut în acest campionat mondial. Bravo, așa că se pot întâmpla. În al doilea rând, aș vrea să-l întreb pe Sorin. O facem un mare ziarist al României, care este Ioan Chirilă, încă eu sunt din 1964, Sorin la fel în fotbalul românesc. În 1964, când eu stăteam în spatele porții cu Sorin și țineam mânușile lunea Marian Vasilescu și lunea Nelu Papuc. Deci, Ioan Chirilă, marele ziarist, l-a comparat cu marele Dobrin. Cel care punea în felul următor: acest om este super și a dat niște goluri Olympiacos și cu cei cu Panathinaikos Athena, niște goluri imposibile. Olympiacos mai a început să uite. Olympiacos, exact, niște goluri imposibile și Ioan Chirilă te-a semuit cu Vescanu, cum îi se spunea Ioan Chirilă, înțelegi, tată? Deci, golurile acelea au fost niște goluri superbe, niște goluri frumoase pe care tu le-ai dat. Și tu n-ai trădat niciodată Universitatea Craiova. Și de-aia vrusei să intervin, să te văd la televizor. Vezi, vorbește perfect cu simplu. Vrusei... Niște întrebări pe care tu le dăduși și... în direct. Mulțumim frumos pentru intervenție. Domnul Cârțu va răspunde în cinematele care urmează. Mulțumesc, sănătate, numai bine. Ne gândim, le-a pus prea greu, prea grele întrebările. Așa n-ai cum să răspunzi cineva câștiga. E greu de... Am spus și la ce campionat a fost până acum și ce surprize să mai pot întâmpla mult. Dar care echipă? Care e surpriza cea mai mare dintre echipele calificate? Surpriza plăcută sau neplăcută? Nu știu, așa... și. De ce? Păi te gândești la Suedia, că este până în, la momentul ăsta aici și are speranță. Chiar și Rusia, chiar dacă e echipă gazdă. Așa, faptul că întâlnim Belgia, pentru mine Belgia nu este o surpriză, sau Croația. Ar putea numi să le spunem totuși că sunt surprize și Belgia și Croația pentru faptul că până acum nu prea n-au zbârcit-o cum o făceau de regulă.
că ei, ele întotdeauna, aceste echipe, au ieșit așa în evidență în grupe, au jucat bine, au fotbaliști de mare valoare, dar de fiecare dată și-au pus piedică singuri, într-un fel. De cum era și acum să se întâmple cu Croația. Nu, cu Croația, la partida asta cu... cine au... stai cu... Cred că am un lapsus. La momentul în care puteau să... Au avut penalti și au ratat în ultimul minut, aceea cu Danemarca. Deci nu sunt surprize că vedem Croația sau Belgia. Uruguaiul? N-ar fi surpriză până la urmă. Și nici Uruguay. Uruguay tot timpul a fost o echipă care... Eu știu, o echipă grea. Echipă greu de combătut pentru orice echipă cu care s-a... Oricare echipă s-a întâlnit cu Uruguay. Cum și acum, să știi că Belgia, Brazilia, cum să știe? În mod sigur va fi o finalistă din Europa. Așa e ăla, cum îi zice. Cintarul. Tablou. Dar, ți-am spus, nu se știe cum se va întâmpla cu ăsta care va fi deznodământul între Belgia și Brazilia, să spun. Foarte greu. Uite, Franța, Uruguay, două echipe, dintre care una trebuie să iese și echipe meritorii, așa, prin ceea și fotbaliștii care sunt acolo. Găsești un Suarez, Cavani, ar fi păcat, știu, mai ales că poate la meciul ăsta cu Franța, probabil Cavani nu va juca, dar ar fi păcat prin faptul că nu e prezent, după aia să nu mai poate să joace și în semifinale. Credeți că echipa care va câștiga campionatul mondial poate să dea și balonul de aur pe 2018? Nu cred. Crezi că tot diferența se face între Messi, mai ales Ronaldo? Dar ăștia erau niște jucători care aveau puteau să speranță din asta că și la echipele lor de club o să iese în evidență. Ori la campionatul ăsta mondial, eu știu că mai întrebat cineva apropo de asta, de Mbappé. Ești francez. Francezul este un tip boem. Nu-i văd caracteristica lor așa. Nu, cu boemia asta nu vor avea clară constanță sau continuitate în jocul lor. Au dispariții, au ăla. Dar au momente în care sunt impecabile, cum au fost și la partida asta cu... când au bătut acum cu 4-2 pe Argentina. Deci când partida cu Argentina, într-adevăr, Mbappé, dacă ar putea să joace așa multe meciuri, măcar la așa din 2-3-4 meciuri să joace, să facă asemenea prestații, da, va dispărea, va avea meciuri în care nu să iese așa super în evidență. Iar Rusia? Rusia, dar nu are. Rusia e așa, ca echipă heirupistă, muncitoare, cu publicul. Rusia, dacă cu echipa asta, dacă ar fi fost în altă țară, poate n-ar fi și nici din grup. Dacă la jocul care l-a avut. Adică ei au jucat, au dat niște goluri cu foarte la niște echipe, una din Africa, una din Arabia Saudită, nu? Adică n-au fost cum au dat de Uruguay și a luat 3-0. Pe urmă, ăsta altul cu Spania, un antijoc din ăsta, cu șansă foarte mult, așa s-au calificat. Și cert e că echipele ăștia mari și surprizele care acum se numesc, au făcut surprize neplăcute. Argentina, Spania, Germania, toate au fost foarte superficiale în jocul lor. S-au observat în jocurile lor încă din grupă, din superficiale. S-au calificat și greu, cu scoruri strânse. Nimic din ceea ce le recomanda. Nu au arătat nimic în ceea ce le recomanda înainte de campionatul mondial. Tocmai pentru că, ți-am spus, poate să fie și o oboseală, pentru că foarte mulți jucători al lor sunt angrenați la echipe foarte mari cu obiective, puteți, care au mers până
aproape de 1 iunie tot s-au jucat și campionate și, și de asta, dar superficiali, superficial și campionatul mondial, un moment în care îl așteaptă toată lumea pentru a ieși în evidență. Să posibilitate din asta să-ți găsești noi echipe, să schimbi contracte, să-ți îmbunătățești contracte, stilul de viață. Și atunci jucătorii când vin acolo, foarte mulți, în marea majoritate, nu-l privesc cum privește Ronaldo, Messi sau nu știu ce alt jucător, așa puțin de sus. Și... Nu, ei privesc un mod de a schimba clară viața. Și atunci dau totul din ei. De-aia s-au și întâmplat ceea ce s-a întâmplat, eu știu, meciurile astea și surprizele respective și atitudinea unor jucători așa care s-au autodepășit. Și i-a făcut pe, eu știu, pe Messi l-a făcut un banal sau pe Ronaldo în anumite momente. Niște jucători banali în foarte multe momente ale unor meciuri. Cert este că pe data de 15 iulie vom afla. Dar ce finală vă dorește Sorin Cârțu? Ultima întrebare. Nu prea știu, da. Nu prea știu așa cum sunt mi-aș dori Brazilia să ajungă în finală, pentru că e echipă care totuși e cât aproape așa de ceea ce ți-am spus, așteptam de ea și ceea ce o recomanda. Și atunci pe partea asta cam cu Anglia ar putea da, să se. Da, cu Anglia, da. Și atunci, dacă ar fi Brazilia, Anglia n-ar fi rău. Ar fi rău. Să vedem acum. Pe Anglia cu cine joacă acum? Anglia cu... Cu Suedia. Cu Suedia. Cu Suedia. Deci are un adversar pe care poate să treacă. Da. Din păcate am ajuns la finalul dialogului nostru. Vă mulțumim frumos, domnule Cârțu, pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și invitația lui Cristi Stâncescu în primul rând. Mulțumesc mult pentru prezență și astăzi, da? A fost și miercurea trecută și de data aceasta. Poate ne vedem și miercurea viitoare când va veni și Doru Ciolacu din concediu. Vă mulțumesc frumos, numai bine, sănătate. Salut. Nu plecați nicăieri, eu ascultăm muzică și revenim cu cel de-al treilea invitat. Mai jucă, la 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 la
și iată ne ajungi la partea a doua a emisiunii noastre. În platoul regiunii În Obiectiv a venit domnul Adrian Baciu, organizatorul celui mai mare festival de rock din Oltenia. Vă spuneam la începutul emisiunii că va avea loc în perioada 13-15 iulie la Osica de Sus. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Interesant faptul că se organizează un astfel de festival rock pentru prima oară la noi aici în Oltenia și bineînțeles că o să vă întreb de ce la Osica. Cu mare plăcere. În primul rând, sentimental, este localitatea unde am crescut până la 7 ani și sunt legat sentimental de localitate. În al doilea rând, infrastructura. Comuna este pusă destul de bine pe picioare și are o infrastructură foarte bună. În al treilea rând, locația. Este o locație cu perspective bune pentru viitor, luând în considerație că dorim să dezvoltăm evenimentul în următorii 10-15 ani, cel puțin. Dar fi interesant, de exemplu, sunt alte localități, bine, orașe poate să spunem mult mai mari, unde se organizează tot felul de festivaluri de DJ, vin DJ din toată lumea, da. Și au luat amploare. De ce nu și la noi, iată, în Olt, exact, un astfel de festival, de data aceasta de rock, un festival care timp de 3 zile practic reunește trupe celebre. Exact, reunește 15 dintre cele mai renumite trupe din România. Să le dăm și numele, să spunem că vă că ați venit și cu programul acolo, vineri, da, sâmbătă și duminică, cineva. Avem vineri White Ash, Htetemet, Bucium, sunt trupe în incoming, cum se zice, adică trupe care sunt foarte, cu perspective foarte bune, foarte promițătoare. Avem implant pentru efuz și ca headliner Luna Amară, trupe extraordinar de bune și consacrată deja pe piața rock-ului. Asta vineri, bineînțeles, vineri, începând cu ora? Începând cu ora 17. Bun. Iar sâmbătă, pe 14 iulie? Sâmbătă avem Sunet Fin a avut o confirmare, din păcate, însănătoșire rapidă băieților, adică toboșarului a avut o iernie și a trebuit să opereze și nu... De aceea sănătate avem, multă, din păcate, multă mai, sănătate, da, avem Breathlast, este trupa care îi înlocuiește. Ne bucurăm să avem cu noi. O trupă foarte bună. Urmați de Kryptonite Sparks. Monojax sunt trupe românești foarte bune în vogă, trupe care vin. Avem Turet Rulet, foarte, foarte bun, foarte promițător. Și OCS Omul cu Șobolan, care probabil că toată țara îi știe. Va încheia da, seara. Va fi headlinerul pentru sâmbătă. Da. Iar duminică? Iar duminică avem Melting Dice, avem Days of Confusion, Altar, o trupă mai puternică ca stil, ca gen, la fel de recunoscută în țară. Avem Firma. Firma este una dintre trupele mele de suflet. Și bineînțeles, Vița de Vie, rând, ca da, Vița headliner, de vie. Last but not least, yeah. Spectacolele vor începe în fiecare zi la ora 17, exact, vineri, sâmbătă și duminică. Și duminică la Osica de Sus, unde mai exact, să spunem, unde va fi aplasată scena? O numim zona târgului, da. Este zona unde se ține în fiecare săptămână târgul local, este amenajată foarte bine. Toate necesitățile, adică vorbim de apă și curent, este absolut logic să existe așa ceva. Este frumos delimitat, este chiar foarte bine amenajată. La ce număr vă așteptați? Mă aștept la 2000 până la 5000 de participanți. Cred că de 2000 de locuitori are Osica. Pe la 1800 ceva de genul, da. Așa, bun, am mai trecat de 3 între da, timp. Știam ceva de 2000. Da, da, da. Cum ați făcut selecția acestor trupe? Cum a fost să luați... Adică, în primul rând, cum de v-a venit o ideea de a organiza un astfel de festival? Știu că dumneavoastră sunteți plecat în Germania de o bună bucată de vreme. Din 92, da. Din 92. Acolo, cu siguranță, sunt astfel de festivaluri. Da. Sunt rocker dinainte de a pleca din România. Sunt unul dintre rockerii din clica rockerilor din Caracal, care odată după Revoluție au fost undeva și prin ziare cu articole despre mișcarea rock din Caracal.
Iubesc rock-ul, am fost la multe festivaluri și la multe concerte în afară. Am analizat un pic zona, țara, deci țara în general și zona în special și m-am gândit că Oltenia ar merita, după ce am văzut că în general în nordul țării și în mijlocul țării se dezvoltă foarte mult evenimentele muzicale, nu neapărat numai de rock, și m-am gândit că Oltenia merită un asemenea festival cu rădăcinile în rock pentru că este pasiunea mea. Și în Craiova, dacă nu mă înșel, avem un astfel de festival, dar nu știu dacă au urcat atâtea trupe. Cred că s-a organizat într-o singură zi, dacă nu mă înșel, și în Vâlcea, la Brezoi. Uh-huh. Da, dar iată că de data aceasta la Olt, cu siguranță vă gândiți să devină o tradiție, chiar dacă sunteți la prima ediție. Cu ajutorul Universului. Da, cum am zis la început, intenționăm să o desfășurăm pe următoarele decenii, dacă vrem să zicem așa. Și cred că este loc. Cred că rock-ul a făcut o pauză bine meritată în ultimii ani de zile. Sunt trupe noi, cu foarte mult potențial, trupe care, în afară de cele care le avem pe lista festivalului, sunt foarte multe trupe pe care ne dorim să le invităm la festivalele următoare. Și cred că mișcarea rock, cred că acum e momentul să starteze din nou reînvigorate și în toate puterile. Rock Me Osica Fest 2018, din câte știu, biletele s-au pus în vânzare încă din perioada februarie-martie, da, începutul anului. Atunci erau 100, era early bird, bine, probabil că nu mai contează bird, acum. Ideea e dacă se mai găsesc în momentul de față bilete, chiar online, dacă biletele se vând o zile online. Mai desparte, da? Da, mai avem o săptămână de vineri. Da. O săptămână de vineri, da. Exact. Așa este. Nu o zi, o săptămână, e săptămâna exact, viitoare. O săptămână de vineri, așa exact. Este. Da, biletele sunt online. Prețul actual este de 176 de lei pe toată perioada festivalului, adică pe cele 3 zile, pentru cele 15 trupe. Avem niște elemente distractive, am invitat niște artiști cei din Iugoslavia care o să animeze un pic timpul înaintea concertelor. Sperăm să vină și mulți motocicliști. Am conceput și câteva jocuri pentru motocicliști, adică o să fie destul de distractiv pentru ei. De unde vor veni acești motocicliști? Sper să vină din toată țara. Din toată țara. Luăm din Sibiu, Arad, Constanța, Brăila, Timișoara, peste tot, da. Vorbeam înainte de aceste trupe care vor urca pe scena festivalului Rock Me. Cu cât timp ați luat legătura cu ei? Cum a fost reacția lor la un astfel de festival? Reacția a fost în mare pozitivă. Primul contact l-am luat deci chiar acum un an. Este vorba de un an de pregătiri, de negocieri, de stabilit tot ce trebuie stabilit în un astfel de eveniment. Cine vă susține în organizarea acestui festival? În primul rând mă susține Universul și mulțumesc din inimă. Da? Am anumite costuri de suportul primăriei Osica. Da. Și suportul a mai puțin de o mână de prieteni. Bun, prieteni din Germania sau de aici de acasă? Prieteni de aici de acasă. Prieteni de acasă, foști colegi din clica rockerilor din Caracal, care sunt răspândiți prin diferite colțuri ale țării și care au contribuit foarte mult în multe decizii, adică m-au ajutat să iau decizii importante prin sfaturile și prin imboldurile pe care mi le-au dat. Iar acest festival cu siguranță va avea și parfumul acelor festivaluri din Germania. Îmi dau toată silința, da. Iar pe viitor, cine știe, poate vă gândiți să invitați și trupe din afară. De ce? Asta este intenția, da. Să creștem an de an. Am avut și anul ăsta cereri de la trupe din Bulgaria și din Iugoslavia. Ne-am hotărât să-l ținem anul ăsta strict tradițional și românesc. Iar de la anul poate deveni un festival internațional. Absolut. Bun, absolut. Nu uitați, Rock Me Osica Fest 2018 va debuta pe data de 13 iulie. Noi ne-am făcut un obicei de a oferi premii telespectatorilor noștri și o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnul Baciu, să extrageți un bilețel de aici, să vedem la
cine va ajunge acest voucher de la Beauty Salon Divas de masaj și relaxare. Îl desfaceți dumneavoastră și... Florescu Tania. Florescu Tania din Craiova. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit în această după-amiază și presupun că de fiecare dată... Felicitări, Tania! Felicitări, așa este. Vă mulțumesc pentru prezență și mult succes! Și eu vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc mult și sper să ne revedem în anii viitori. Să dea Dumnezeu cu mare drag. Mulțumesc și, așa cum spuneam, mult succes. Numai bine, o seară minunată. Ne vedem mâine la ora 16.